seara! Bună seara, gospodari, dragi meseni și lăutari! Iată, seara s-a lăsat, am venit că ne-a chemat. Poate că vă întrebați ce este cu mine aici. Ei bine, am poposit azi aici, de acolo de sus, de la El, da, de la Dumnezeu, pentru că am auzit că cineva a aprins la geam o lumânare ca să le cheme pe ursitoare, da, pe zânele ursitoare. Încă, din cele mai vechi timpuri, știm că taina Sfântului Botez nu este completă fără prezența nașilor și a moșilor, a bunicilor și a prietenilor. Așa că eu, îngerașul, am ajuns azi aici pentru a fi prezent la creștinarea micuțului Darius Andrei. Ne-am adunat azi aici împreună cu nașii și cu moșii care azi au devenit părinți spirituali în ochii noștri și ai lui Dumnezeu. Știm că toți oamenii mari au fost copii, dar cineva de sus mi-a șoptit că prea puțin își mai aduc aminte. Vă invit să facem o călătorie în lumea poveștii, în minunata lume a copiilor. Darius, numele tău ne-a răpit privirea și suflarea și ne-a sădit în inimă chemarea. Dumnezeu și părinții tăi ți-au dat viață. Deci nu-ți imaginezi ce bucurie ești pentru noi toți. Eu, îngerașul tău, îți doresc să înțelegi minunile ce încântă lumile. Iar pe voi, dragi invitați, vă invit să vedeți o adevărată poveste cu magie și mult farmec. Noi suntem cele trei zâne, zâne bune, ursitoare, și am venit aici să aducem darurile noastre rare. Eu sunt sora cea mare a vieții voastre protectoare, sunt zâna norocului. Eu sunt sora cea mijlocie, zâna înțelepciunii și durata vieții, am s-o ursesc. Iar eu sunt sora cea mică, bineînțeles, și iubirea în viață eu vi-o ursesc. Printre stele plămădite și de lună mult iubite. Am venit la scăpătat când soarele s-a culcat. Coborât în poieniță, am aflat de un copilaș care azi s-a creștinat. Înger blând a căpătat. Să-l vegheze neîncetat, să-l ferească de păcat. Să-l vegheze neîncetat, să-l ferească de păcat. Să-l vegheze neîncetat, să-l ferească de păcat. Vai, dar ce copil drăgălaș, oare nu e îngeraș? Oare n-are aripioare și praf de stele pe picioare? Ia priviți cum o mica ține puiul în brațe. Da, surată, dar cred că și tăticul-i mândru vine. Da, e atât de mult iubit, a fost tare, tare mult dorit.
Eu sunt sora cea mai mare și-s născută dintr-o floare. La apusul soarelui și la umbra codrului am venit să te urzesc, doar de bine să-ți doresc. Pace tu să ai în casă și viața mereu frumoasă. Copiii să-ți crească mari, falnici ca niște stejari. Să te bucuri de nepoți și apoi de strănepoți. Lângă tine să-i aduni și cu drag tu să le spui cum pe vremuri, hă, odată, când erai micuț în fașă, la al tău botez lumesc, soarele s-a înțeles, cu luna, cu stelele, să-ți vegheze visele. Și-au trimis în calea ta trei surori, trei ursitoare, cum e datina se pare. Și-au ursit răscăpătat și ele cu drag ți-au dat din darul pământului, din lumina soarelui, din sărutul cerului, dragostea cuvântului. Eu sunt zâna mijlocie și așa precum se știe, sunt ceva mai cumpătată și de soare sărutată. Voi ursi pe înserat înainte de culcat și-ți doresc în viața ta doar binele altuia, să ai bani și spor în toate și de prieteni să ai parte, să nu fii invidiat nici în dragoste trădat, să-ți găsești a ta ursită și de dragoste vrăjită, să-ți fie credincioasă, harnică, bună și curajoasă. Îți ursesc înțelepciune, stelele să se adune, drumul să lumineze, viața ta să o vegheze. Soarele să te încălzească, viață lungă să-ți ursească, sănătate și belșug, prunci frumoși și un trai lung. Eu din cer te voi vedea, asta e ursita mea. Eu sunt sora cea mai mică și poate nu-s frumoșică, dar ție, înger din rai, îți doresc noroc să ai. Să crești mare și cu minte, toți cu drag să te alinte. Să crești mare, sănătos și să fii tare frumos. Ochii să-ți ducească în soare, să miroși ca și o floare. Suflet blând, inimă mare, să ai milă de oricare. Să fii bun, curajos și să rămâi mereu voios. Eu, ursit, am terminat, dragostea toată ți-am dat și mereu te voi veghea, ce-am ursit se va întâmpla. Mamă bună și frumoasă, e minunea vieții tale. Să-l iubești, să-l ocrotești și de toate să-l ferești. Cine s-a trezit în zori și a deschis poarta cu flori, să intre norocul în casă și să-i facă loc la masă. Mama în zor s-a trezit și în oglindă a privit. Astăzi e ziua cea mare, aia avea, nu e întâmplare. Mamă, mamă, să-l crești și cu drag să-l îngrijești, măi, măi,
mamă, mamă, să-l crești și cu drag să-l îngrijești, măi, măi. Și când îi va fi mai greu să-l strângi la pieptul tău, dararai, rararai, rai, rararai, rarai, și să te știi aproape, chiar de-n lume e departe, măi, măi. Dararai, rararai, rai, rararai, rarai. Iar acum, micuțule, ține minte, nașa ta, unde este nașa? Nașa ta, Carla, în biserică a promis că o să-ți fie ca o mamă și o prietenă la drum întins. Să o iubești tot restul vieții și să te gândești la ea ca la mama ta de-a doua, care binele ți-l vrea. Moașa ta, unde este moașa? Moașa ta, Lina, știe ce vrea și ajutorul cu siguranță ți-l va da. Cu ea, dacă tu vorbești, sfaturi bune să primești. Vrăjitoarea cea rea. Gata, gata, dar ce credeți că de mine o să scăpați? Ce faceți aici, surioarelor? Nimic. Ați venit ca să ursiți și pe mine? Pe mine nu m-ați chemat? Da, nu te-am chemat și nu te-am chemat. Nu m-ați chemat? Nu te-am chemat. Nu m-ați chemat? Nu te-am chemat și nu te-am chemat. Cel care l-a chemat pe ursitoare și pe mine? Pe mine nu m-a chemat. Să-l transform într-un șoricel. Și dacă le-a primit în casă și pe mine, pe mine nu m-a chemat, am să-i ursesc mustăți să-i crească. Tu urechi mari vei avea dacă pe ursitoare le vei chema și de mine vei uita. Voi, surioarelor, ați plecat la drum de seară și pe mine, pe mine m-ați uitat, cred că pentru a mia oară. Surioară, nu te-am uitat și mai simplu, nu te-am luat. Nu m-ați luat? Nu te-am luat. Ce-ați făcut? Nu m-ați luat? Nu te-am luat și nu te-am luat. Pașii, eu tot vi-am urmat. Vreți să vedeți ce am să le fac? Oh, ba da, chiar am. Voi, surate fermecate, vă ursesc să adormiți. Pruncului să nu-i ursiți. Ați văzut ce au pățit dacă de mine s-au ferit? Și dacă stau bine să mă gândesc, peste tot unde privesc, văd lume bună, adunată, iar eu nu am fost invitată? Eu la voi tot am venit. Câteva cuvinte pruncului să-i zic. Iar acum, ca de la rău la rău, oare unde este pruncul meu? Pruncule, unde te-au ascuns, pruncule? Aici erai, pruncule! Haide cu mine, pruncule, haide, vino! Haide, curaj! Aplauze pentru prunc! Vai, tu, pruncule, dar ce mare ai mai crescut, măi, pruncule! Și uite ce burtică ai făcut, pruncule! Un lăptic ai mai bun, nu? Auzi, tu nu vrei puțină răutate? Nu? Dar invidie vrei? Vrei invidie? Nu? Sau ești nehotărât? Nehotărât. Dar oare lașitate vrei? Nu? Vai, ce rău ești tu, pruncule. Fii atent, dacă tu nu vrei nimic din toate astea, în schimb, eu am ceva pentru tine, pruncule. Fii atent, eu pentru tine am o ursită specială și sună cam așa. Îți ursesc cam pe la
Pe la 101 am, pruncule, băbuța să străiască, pruncule. Dar știi ce? La cap să te cicălească că ești rău. Ce se întâmplă? Dăruiește iubire, dăruiește fericire, dăruiește înțelepciune. Uită răutatea, oferă bunătatea. Surata, cum ești fericită? Da, sunt fericită. Acolo este un băiețel minunat. Trandafirul înflorit, astăzi a fost ursit. Zâmbește tot timpul și vei fi iubit, fericit și înțelept. Iar acum, dragi invitați, pentru a încheia sceneta cu brio, urmează surpriza ursitorilor pentru tătic. Aplauze pentru tătic! Într-o zi a venit în zori și a deschis poarta cu flori, să intre norocul în casă și să-i facă loc la masă, să-i facă loc la masă. E vestit și e tătic și-a ajuns om împlinit. E vestit și e tătic și cu galben ne-a primit. Bucuroși noi am venit. Tată, nu te îndepărta, pe tine se va baza, să-i fii model în viață și să-i dai bună povață, să-i dai bună povață. E vestit și e tătic și cu drag el ne-a primit. Bucuroși noi am venit și-am terminat de ursit. Aplauze pentru tătic! Dragii noștri, noi trebuie să plecăm. Lumea mare merge să o cutreierăm. Merge și la alți copii să le ursim, dar poate revenim și a doua oară la un frățior sau la o surioară. Rămâneți toți sănătoși, să ne vedem bucuroși. De departe noi venim și departe acum pornim. Rămâneți toți sănătoși, să ne vedem bucuroși. De departe noi venim și departe acum pornim. În această seară magică s-a împlinit voia divină. Doar odată în viață vezi ceva magic în care crezi. Ursitoarele au venit, doar de bine au ursit. Iar acum, înainte de plecare, noi, znele ursitoare, am vrea tare, tare aplauze pentru părinți, pentru nași, pentru moși, pentru toți invitații și, în ultimul rând, pentru micuțul Darius Andrei. La mulți ani!